Dragi telespectatori, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Noi să fim sănătoși. Sunt Răzvan Trașcu și, după cum v-am anunțat și pe pagina noastră de Facebook, discutăm astăzi despre psihoterapie, alături de invitatul nostru, doamna conferențiar universitar dr. Odette Dumitriu, psihoterapeut de profesie și președintele Asociației de Hipnoterapie și Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală. Odette, bine ai venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Am mai început noi să discutăm de multe ori despre diverse tipuri de tratamente sau boli, pornind de la originea cuvântului. Când vorbim de psihoterapie, vorbim despre psihe, despre suflet, despre răsuflare, despre spirit, cum se numea în Grecia Antică, și terapie, despre îngrijiri, nu? Ce este însă, din punctul tău de vedere, psihoterapia? Chiar asta este psihoterapia. Este o activitate științifică, validată evident științific, pentru că s-au făcut multe studii de-a lungul timpului și au fost studii provocatoare la un moment dat, în sensul că s-a pus problema dacă psihoterapia într-adevăr este eficientă și dacă psihoterapia într-adevăr funcționează. Și atunci, în mod firesc, preocupările multor cercetători și multor psihoterapeuți au fost îndreptate în direcția aceasta a validării empirice a abordării psihoterapeutice. Deci țin să spun că psihoterapia este un demers științific, e o activitate planificată și îndreptată în direcția ameliorării sau vindecării problemelor de natură psihică. Instrumentul nostru prioritar este cuvântul. Dacă în medicină pot fi alte instrumente, gen abordări medicamentoase sau bisturiu sau, mă rog, alte instrumente ajutătoare, în psihoterapie valoarea maximă o capătă cuvântul bun sau cuvântul rău al terapeutului îndreptat spre clientul său. Țin să fac aici o precizare că la noi în psihoterapie noi preferăm mai degrabă accepțiunea de client decât de cea de pacient, în sensul că ideea aceasta de pacient în sine conține, ar avea o conotație oarecum peiorativă, conține ideea de boală și de ceva ireversibil. Așa că dacă spunem client, inducem deja ideea că ceva se poate schimba, că se demarăm acest proces de ameliorare sau de vindecare a clientului nostru. Dar tind să te contrazic un pic aici, pentru că în momentul în care vorbim despre pacient, nu vorbim neapărat despre pacient incurabil. Într-adevăr, însă, cred că ai punctat foarte bine faptul că voi nu vă adresați neapărat omului bolnav, cât și omului sănătos. Pentru că avem, practic, voi sunteți la baza psihologi, nu? Absolvenți de psihologie. Suntem psihologi, absolvenți ai facultăților de psihologie, și o parte din absolvenții facultăților de psihologie, într-adevăr, se specializează în domeniul acesta al psihologiei clinice, care este o pălărie mare, psihologia clinică, și care include activități legate de evaluarea psihologică a clienților, a pacienților, se aplică diverse teste proiective, de pildă, sau teste, chestionare de personalitate pentru a evalua dinamica personalității pacientului. Sunt psihologi clinicieni care lucrează în spitale, lucrează în clinici, policlinici sau în propriile lor cabinete individuale de psihologie clinică. Practic, cum discutam și înainte de emisiune, psihologia are o grămadă de aplicații, pornind de la, ghidarea, consilierea școlarilor, exact, liceenilor, pentru alegerea unei profesii și identificarea vocației fiecărui elev, fiecărui adolescent. Apoi, mergând apoi la vârsta adultă, vorbim despre partea de resurse umane, care a început să fie la foarte mare căutare la noi. În mod evident, trebuia să se întâmple și acest lucru și în departamentele de resurse umane. Există psihologii specializați în aplicarea unor astfel de instrumente de evaluare, de a se identifica cât de potrivit este jobul respectiv și candidatul ideal pentru o anumită poziție, deci psihologi specializați în zona resurselor umane. De asemenea, există un alt domeniu vast al consilierii psihologice, unde intră mai degrabă cazuri care sunt, spunem noi, nedemne de boală, de afecțiune psihică, cazuri mai ușoare legate de optimizare psihică, de ameliorare a capacității de concentrare, a atenției, a memoriei sau vorbim practic cumva despre ce s-a concretizat în acele ghiduri americane de genul how-to, ghidurile alea de dezvoltare personală. De dezvoltare personală, de creștere, de dezvoltare personală și iată că în România se pune tot mai mult accent, aș putea spune că cel puțin în ultimii 10 ani foarte mult se pune accent pe aceste module de dezvoltare personală care, mă rog, ajută, pe de o parte ne ajută pe noi specialiștii dezvoltarea personală în ideea că ne formăm noi anumite abilități și competențe de a deveni consilieri și psihoterapeuți de o anumită orientare, dar ajută și alte persoane în ideea de a se cunoaște mai bine, nu neapărat psihologi. Sunt clienți care doresc să se cunoască mai bine, să-și optimizeze atât performanțele fizice, dacă vorbim de pildă de sportiv, de performanță, cât și optimizare psihică. Vor să-și conștientizeze anumite conflicte, anumite probleme, să îmbunătățească ceva în actualul lor stil de viață. Și consilierea psihologică, iată, intră mai degrabă în zona aceasta mai puțin legată de patologie. În schimb, în psihoterapie, când deja intrăm în domeniul acesta al psihoterapiei și aici sunt foarte multe orientări, deja, cum să zic, lucrul, accentul prioritar se pune pentru, în cazul psihoterapeutului, lucrează cu clienți care au anumite afecțiuni psihice și aici mă refer de pildă la tulburări nevrotice, mă refer cum ar fi de pildă la atacuri de panică, pacienți cu atac de panică, cu agorafobie, cu diverse depresii, depresii reactive, depresii cronicizate, tulburări anxioase în general și tulburări depresive. De asemenea, psihoterapeutul lucrează cu pacienți cu afecțiuni psihosomatice, deci ne situăm deja în zona patologiei, dar și cu nevrotici normal, care suntem toți în ziua de astăzi, ca urmare a stresului actual, dificultăților pe care le întâmpinăm în viața de zi cu zi. În mod evident, este o serie de clienți care doresc să intre în acest demers de psihoterapie. Revenim la ce discutam în introducerea discuției noastre și anume la psihologia clinică și aș vrea să te rog să ne punctezi pentru că pentru mare parte dintre români este o ușoară problemă. Care este diferența dintre psiholog sau psihoterapeut și medicul psihiatru? Pentru că avem de-a face cu niște prejudecăți aici. Într-adevăr, sunt foarte multe confuzii. Lucrul acesta m-a preocupat și acum mai bine de 20 de ani, când terminam facultatea de psihologie și chiar eram curioasă să văd în ce măsură există prejudecăți, percepții eronate în legătură cu psihologul, psihologul clinician și psihiatrul și constat că după 20 și ceva de ani în continuare persistă aceste prejudecăți. Evident că prejudecățile au viață lungă și foarte greu lupți în vederea modificărilor. Diferența majoră este următoarea. În primul rând, medicul psihiatru este absolvent al unei facultăți de medicină care se specializează în psihiatrie. Psihologul clinician, psihoterapeutul, este absolvent al unei facultăți de psihologie. Capătă competențe de psihoterapeut însă, pentru că eu, de pildă, sunt și reprezentant în Colegiul Psihologilor din România, în comisia aceasta de psihologie clinică și psihoterapie și știu că de multe ori avem de pildă absolvenței facultăților de medicină, de teologie, de sociologie, în general absolvenței facultăților care provin din paleta aceasta a științelor socio-umane, care ca urmare a faptului că ei urmează niște cursuri bine sistematizate de psihoterapie, reușesc să capete într-un final competențe inclusiv de psihoterapeut. Deci iată că și un medic poate să devină psihoterapeut, de pildă cum este acum foarte în vogă psihoterapia cognitiv-comportamentală sau psihoterapia adleriană, ca să numesc de pildă doar două dintre orientările terapeutice. Prin urmare, psihologul clinician, psihoterapeutul lucrează, cum spuneam la început, mai degrabă cu cuvântul și nu prescrie tratament medicamentos, iar medicul psihiatru, în primul rând, este cel care stabilește diagnosticul, de cele mai multe ori în spitalele de psihiatrie, împreună cu, se realizează o echipă bine consolidată între medicul psihiatru și psihologul clinician și urmează să stabilească această schemă medicamentoasă necesară pacientului. Noi nu prescriem ca psihologi clinicieni medicație, deși se pune problema, am văzut în tratatele actuale de psihologie clinică, în special cele americane, să se meargă pe ideea ca și psihologul clinician să aibă această posibilitate, inclusiv personal paramedical, de a administra tratament medicamentos, iar medicii, psihiatri și psihologii eventual să fie implicați, să aibă mai mult răgaz pentru a fi implicați în activitate de cercetare, iar personalul paramedical îndreptat treptat spre demararea acestor scheme medicamentoase și aplicarea lor. Să vedem acum în ce măsură vor putea fi și aplicate în Europa aceste demersuri. Și atunci, practic, unde există limita de competență între psihiatru și psihoterapeut? Sau mai precis, dacă ar fi să reformulez întrebarea, există situații în care folosim doar psihoterapeutul și situații în care apelăm doar la psihiatru? Sau sunt complementari și pot lucra, pot face echipă? Da, lucrurile... Adică se suprapun cumva domeniile lor, pentru că amândoi tratează în felul lor suferințele psihicului, nu? Da, categoric asta trebuie nuanțat. Sunt cazuri și cazuri, asta e evident. În general, problemele de psihiatrie și de psihiatrie severă, și aici mă refer îndeoseb la afecțiunile psihice severe, gen schizofrenie, schizofrenie paranoidă sau psihoză maniaco-depresivă. Aici, în general, evident, medicul psihiatru, punctul de intrare cel mai potrivit într-o asemenea situație este instituirea unui tratament medicamentos care este realizat, stabilit de medicul psihiatru, și eventual spitalizare psihiatrică. Sunt și situații când psihoterapeutul poate să integreze un pacient cu afecțiune psihică severă, de pildă, într-un demers psihoterapeutic individual sau de grup. Dar punctul de intrare cel mai potrivit în asemenea situații, evident, este tratamentul medicamentos instituit de psihiatru. În schimb, psihoterapeutul lucrează în general, cum spuneam mai devreme, cu afecțiuni, clienți cu afecțiuni mai degrabă nevrotice, în speță tulburări anxioase, și aici intră afecțiune, de pildă, fobice, tulburarea obsesivo-compulsivă. Aici lucrurile se complică un pic pentru că merg mână în mână, merge demersul psihoterapeutic cu cel medicamentos în cazul tulburării obsesivo-compulsive. De asemenea, în cazul depresiei reactive, în cazul atacurilor de panică. Asemenea situații, de multe ori, când discutăm cu colegii noștri medicii psihiatri, cu care de altfel noi avem legături foarte bune și colaborare foarte bună și ne dorim să fie din ce în ce mai bună și să vorbim, firește, un limbaj comun, ce-i drept manualul diagnostic și statistic ne ajută mult, pentru că este instrumentul de lucru și al medicilor psihiatri și al psihologilor clinicieni. De multe ori, în asemenea situații, vă spuneam, Răzvan, este suficient ca pacientul să urmeze o psihoterapie. Și mi se întâmplă, eu am o colaborare bună cu 2-3 medici psihiatri și îmi spun: v-aș ruga dacă se poate ca pacientul nostru să pornească cu psihoterapie, să vedem ce se întâmplă pe parcurs. Am, de pildă, cazul unor pacienți cu atacuri de panică, care sunt foarte frecvente la ora actuală în spațiul românesc și nu numai, ca urmare a vieții agitate și stresante pe care o ducem. De asemenea, cazul tulburărilor de tip fobie, știu, de a zbura cu avionul, sau claustrofobie sau agorafobie. Și atunci ar fi de preferat, într-adevăr, să se lucreze doar cu o abordare psihoterapeutică. Când nu se poate și pacientul este extrem de anxios, nici măcar nu se poate concentra pe instrucțiunile psihoterapeutului, firește că se apelează la o medicație anxiolitică. Bine, spuneai la un moment dat că, practic, principalul vostru instrument este cuvântul. Să înțeleg că, practic, psihoterapia a pornit de la teoretizarea sau sistematizarea confidențelor, dacă vrei, pe care fiecare dintre noi le face prietenilor în momentul în care are un moment mai dificil în viață? Sau putem discuta despre psihoterapie ca fiind, dacă vrei, o distilare științifică a actului spovedaniei? Putem construi o paralelă între... Da, e interesant așa cum pui problema, firește că se poate face o paralelă, de pildă, între actul spovedaniei, nu? Pe care o faci la preot, și actul psihoterapeutic propriu-zis. Părintele psihoterapiei este Freud, de bună seamă, și plecând de la psihanaliză, el a revoluționat practic acest domeniu, plecând de la această idee a utilizării metodei asociației libere. Practic, Freud, nu, asta făcea, lăsa pe pacient să asocieze liber, să spună tot ce îi trece prin cap, și prin intermediul, pacientul era întins așa pe un divan, psihanalistul era în spatele lui, și prin intermediul asociației libere, prin intermediul interpretării viselor, transferului și contratransferului, psihanalistul reușea să identifice anumite aspecte legate de dinamica intrapsihică, dinamica de natură inconștientă a pacientului, simptomul nevrotic, care este cauza de natură de cele mai multe ori inconștientă a unei afecțiuni nevrotice. Și de aici, de la Freud, a existat această preocupare de a se structura și a se sistematiza aceste demersuri terapeutice. De bună seamă că terapeutul poate fi considerat un confident, numai că ar însemna oarecum să bagatelizăm actul psihoterapeutic dacă am spune că psihoterapia se referă doar la un act de confidență. Gândește-te, Răzvan, de pildă, cât de important este tot cadrul acesta terapeutic, relația terapeutică de bună calitate care se stabilește între psihoterapeut și clientul său, capacitatea empatică de care ar trebui să dea dovadă un psihoterapeut. Ori lucrurile acestea se învață în general în cadrul cursurilor de formare de bază în privința psihoterapiei, capacitate empatică, căldură, autenticitate pe care ar trebui să o degajă personalitatea terapeutului pentru a se crea această atmosferă de încredere, în primul rând, și de poftă, de deschiderea apetitului pacientului nostru de schimbare. Pentru că noi, de pildă, eu sunt specializată în hipnoterapie, deci terapie prin hipnoză, și psihoterapie cognitiv-comportamentală. Credința de bază a hipnoterapeuților este că schimbarea vine din interiorul pacientului, că de fapt terapeutul nu face altceva decât să creeze un context pentru a demara acest proces de schimbare, dar schimbarea face parte din, este în interiorul fiecărui individ. Și nu facem altceva decât prin intermediul unor tehnici terapeutice bine studiate să grăbim să facilităm acest proces de schimbare. Schimbarea e în noi și fiecare din noi deține o serie de disponibilități latente, autocurative, mă refer la diversele probleme de natură nevrotică și nu numai, iar terapeutul nu face altceva decât să pună în evidență aceste disponibilități latente autocurative sau de autoînsănătoșire. Cam așa vedem noi psihoterapia. N-am vrut să bagatelizez, ba din contra, în momentul în care am construit o paralelă între psihoterapeut și prieten. Da. Am avut în vedere în special încrederea, care este una din caracteristicile, din câte știu, esențiale ale relației dintre psihoterapeut și clientul sau beneficiarul. Pe de altă parte, raportându-mă la actul spovedaniei, am avut în minte nu bagatelizarea, ci din contră sublinierea unei alte caracteristici care este poate mai puțină cunoscută telespectatorilor, și anume confidențialitatea. Pentru că în aceeași măsură este sacru ceea ce află de la clientul său, de la beneficiarul său, de la pacientul său. Este sacru și este protejat prin legile pământești, prin legile etice, și ceea ce află medicul, și ceea ce află psihologul, și ceea ce află preotul, nu? Categoric. Da, și acest act care ține de confidențialitatea actului terapeutic devine extrem de important, de asta în alegerile pe care le fac potențialii noștri și actualii noștri clienți. Ei caută, în primul rând, să identifice un psihoterapeut în care să aibă încredere. De pildă, dacă m-ar vedea clienții de-ai mei acum stând de vorbă cu tine, să știi că ar avea de suferit imaginea mea ca psihoterapeut pe care se pot baza. În general, clienților le plac terapeuții discreți, terapeuții care nu ies foarte mult în public, care își fac cu minte treaba, oamenii modești în privința alegerilor, preferințelor lor, și oameni pe care să se poată baza. De fapt, asta este caracteristica de bază, să simtă că e o persoană pe care te poți baza, o persoană de încredere și, practic, să se lase oarecum ghidați în demersul acesta, că, de pildă, în terapiile noastre cognitiv-comportamentale, durata medie este cam de 2 luni, 2 luni jumătate, cu ședințe săptămânale sau bisăptămânale. E bine, ce se întâmplă în acest interval de timp? Natura relației terapeutice, faptul că ții cont foarte mult, respecti actul confidențialității, care devine extrem de important, toate acțiunile tale, cuvântul tău, instrumentele pe care le utilizezi, toate merg în ideea aceasta de a clientul nostru să capete încredere și să vadă că schimbarea este nu numai posibilă în cazul său, ci și inevitabilă. Și atunci, pentru că vorbeai despre aceste caracteristici pe care le apreciază în general beneficiarii tăi, clienții tăi la tine, dacă ar fi să sfătuiești telespectatorul nostru, care ar trebui să fie criteriile pe care își alege un psihoterapeut? Care ar fi, din punctul tău de vedere, criteriile și în ce măsură se suprapun ele cu criteriile pe care le-ai văzut tu ca fiind folosite de către clienții tăi? Într-adevăr, dacă acum 20 de ani românii știau destul de puține lucruri despre psihoterapie, aveau foarte mari reticențe, pentru că există în continuare prejudecata asta. Vezi că dacă nu-mi dorm noaptea sau te mai cerți cu mine sau așa, o să ajungi la psiholog sau te trimit la psihoterapie. Chiar există temerea asta că dacă mă duc la psiholog înseamnă că sunt nebună. Ceea ce, mă rog, lucrurile nu stau chiar așa. Criteriile sunt, în primul rând, ce să zic, România au început, datorită faptului că există internet, în mod evident, când apare o problemă legată de o fobie, în general legată de o problemă care te duce la un mod invalidant de viață, adică ai o agorafobie, nu te mai poți duce la serviciu. Ce mă fac? e o problemă și atunci încerc să caut, să vezi, domnule, cine ar putea să mă ajute. De psihiatru mi-e cam teamă. Agorafobia este de fapt teama de spații deschise. De spații deschise și atunci persoana respectivă rămâne imobilizată, da? Poate să fie însoțită și cu atacuri de panică, dacă iese din casă are o senzație de disconfort, nod în gât, sufocări, transpirație exagerată. Este în cazul unei agorafobii și unei atac de panică, o problemă mai degrabă de soft decât de hard. Persoana respectivă se poate duce la spitalul de urgență, medicul să-i spună, domnule, nu ai nimic din punct de vedere organic, nu e niciun fel de problemă, îi face toate analizele, în schimb, ți-a sugerat să mergi la o psihoterapie. Se întâmplă tot mai frecvent acest lucru. Și atunci, fie medicii trimit spre serviciile, spre cabinetele de psihoterapie, fie apelează la internet și dau o căutare pe Google să vadă ce psihologi, ce psihoterapeuți sau scriu cuvântul cheie legat de afecțiunea pe care consideră ei că o au. Dar cea mai bună recomandare, în mod firesc, ca și în cazul medicilor, sunt recomandările pacienților, faptul că ei relatează, povestesc ce s-a putut, ce s-a întâmplat în cazul unui demers terapeutic bine condus. Să vă dau așa, de pildă, un exemplu legat de atac de panică și agorafobie, pentru că el este, vă spuneam, Răzvan, tot mai frecvent și cred că mai mult de o treime din cazurile care apelează la serviciile de psihoterapie sunt legate, vin cu această problemă. Ca să vezi oarecum schema noastră de gândire terapeutică. Să ne imaginăm, de pildă, un pacient sau o pacientă, să zicem, de 28 de ani, care vine la cabinet cu această problemă și dintr-o anamneză așa realizată, cu o anamneză aprofundată, constați că, de pildă, pacienta ta, în urmă cu mulți ani, să zicem în jurul vârstei de 3 ani, a fost lăsată, mergea cu mama ei la cumpărături și mama se grăbea, vroia neapărat să oprească la magazinul din colț să cumpere o pâine, lapte, ce mai avea nevoie. A închis repede mașina, văzând că fetița ei a adormit pe bancheta din spatele mașinii, se gândește, oricum nu voi sta mult timp la coadă, las mașina închisă, mă întorc repede, îmi reiau drumul și nu trezesc copilul din somn. Bineînțeles, ce se întâmplă? Că se întâmplă, fetița se trezește, începe să plângă și firește că îi zbucnește, practic în acel moment s-ar produce un prim atac de panică. Trecătorii neliniștiți îi fac semne cu mâna și îi spun, stai liniștită, mama va veni, nimic rău nu se va întâmpla, copila plânge din ce în ce mai tare, mama firește că... Eventual poate chiar speriindu-se de trecătorii care se apropie și simțindu-se în nesiguranță, exact, pentru că este... Da, e destul de așa frustrant să vezi că ești închis într-o mașină, mama nu este nicăieri, tu ai adormit, te trezești și ești singur, nu știi ce se întâmplă cu tine. Mama apare, a întârziat ce-i drept un pic mai mult. Ce face? Ia copila și o strânge în brațe. Ce a învățat acest copil și această clientă care vine la acum adultă și beneficiază de serviciile de psihoterapie? Păi a învățat așa, practic, că dacă va răspunde printr-un atac de panică, cum i s-a întâmplat ei în copilărie, în antecedente, cineva va veni, o va strânge în brațe, mama, nu? Și s-a realizat o condiționare timpurie, spunem noi. Și practic în momentul în care tânăra domnișoară simte nevoia unei îmbrățișări din vari motive, așa, nu știe să o ceară altfel. Nu știe să o ceară altfel și se poate întâmpla și în momentul în care, de pildă, se simte respinsă de actualul ei partener sau simte că nu are rezultate sau nu e valorizată suficient la locul de muncă sau iubitul sau soțul ei, mă rog, au apărut anumite probleme în relația de cuplu, în momentul în care se confruntă cu o asemenea situație pe care ea o percepe ca fiind anxiogenă, identifică amintirea timpurie pe care o pui în evidență în actul psihoterapeutic. Și identifică mai mult sau mai puțin conștient. Mai mult sau mai puțin conștient, evident, asta. Și atunci, practic, psihoterapeutul vine să pună în evidență această condiționare timpurie, să se realizeze, spunem noi, o decondiționare și atunci să nu mai aibă, să nu mai răspundă prin intermediul acestui atac de panică unei situații pe care ea o percepe ca fiind un potențial pericol. Deci, practic, voi învățați pe domnișoara respectivă să recunoască în momentul ăla în care simte apăsarea și nodul în gât. Ok, acum, de fapt, aș vrea un pic de atenție, nu? Da, de fapt, asta și face. Dar pot să o cer. Da, da, nu trebuie să mă sufoc, nu trebuie să dezvolt un atac de panică, ci e suficient să dezvolt un comportament normal și să cer atunci când am nevoie de atenție, de apreciere, de... Deci dezvolți, practic, un comportament alternativ mult mai sănătos și mai adaptat la realitate, să spunem așa, și nu un comportament nevrotic. Bun, am vorbit despre câteva trăsături pe care ar trebui să le aibă psihologul. Se inspiră încredere, nu? Dar ce nu ar trebui să facă un psiholog sau cum nu ar trebui să se comporte psihologul sau psihoterapeutul pe care îl ai? Există cu siguranță. Sunt multe, și da, situații de genul acesta. În primul rând, ce-mi vine așa în minte... Forțarea simpatiei clientului tău, să încerci să faci foarte mult pe plac. Sunt mulți psihoterapeuți care, din dorința de a-și menține clientul în psihoterapie, încep să facă tot felul de demersuri astfel încât să se creeze la un moment dat o dependență a clientului de terapeutul său. Mă rog, se vorbește mult de această dependență unor exagerată a pacienților, în special nevrotici, față de terapeutul său. În orice caz, e o situație de nedorit să încerci să faci așa, să fii pe placul clientului, să... De asemenea, în mod evident, legat de confidențialitatea actului terapeutic, e foarte important să respecti aceste... Gândește-te, Răzvan, că sunt persoane... Pot fi persoane obișnuite, persoane cu un statut social mai ridicat, persoane din diverse medii care țin în mod deosebit la această confidențialitate, de asta își caută terapeutul după anumite criterii foarte serioase. Da, dar practic fiecare dintre noi își apără confidențialitatea și viața privată. Asta în mod evident. De asta zic că e important să găsești, să reperezi acea persoană pe care te poți baza. Terapeutul trebuie să aibă și, mă întrebai ce să nu aibă, acum mă gândesc ce să aibă, trebuie să aibă și o carismă, să știe foarte bine ce are de făcut și să aibă experiență, lucrul ăsta se simte. Ce n-ar trebui să facă terapeutul? N-ar trebui, de pildă, mă gândesc că cum utilizăm noi tehnica aceasta hipnotică. Se vorbește mult despre efecte nocive, efecte dăunătoare ale hipnozei. Absolvenții facultăților de psihologie învață în cadrul unor discipline cum să aplice, de pildă, tehnică hipnotică, cum să devină persuasivi în a accelera acest proces de vindecare sau de schimbare a clientului. Și dacă actul medical, actul psihoterapeutic nu este făcut în funcție de aceste considerente de a-i dori întotdeauna binele clientului tău și vrei doar să satisfaci anumite curiozități științifice legate, de pildă, hai să vedem cât de susceptibil la hipnoză, în ce transă, cât mai profund ar putea să intre clientul meu, sau curiozități personale și nu științifice, în mod evident că acesta este un antiterapeut. Deci, până la urmă, se aplică și la voi principiul hipocratic, da, primum non nocere. Categoric. Odette, o să facem o scurtă pauză publicitară, după care revenim cu discuția la instrumentele pe care le are psihoterapeutul. Dragi telespectatori, ne revedem în câteva minute.